Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. O nouă etalare menită să arate care mai sunt energiile dintre voi, spre ce se mai îndreaptă această relație a voastră, ce mai simte persoana voastră, ce mai gândește aceasta referitor la tine, referitor la această relație dintre voi doi. Să vedem, dragilor, prima carte. Prima carte în etalare, iubiții mei, este Puterea din Arcana Majoră. Această carte arată că te afli într-o perioadă puțin nefastă a vieții tale, parcă nu mai știi încotro să apuci, te-ai lovit de multe obstacole în ultima perioadă și nu știi dacă mai ai puterea să mergi înainte, să faci lucrurile pe care ți-ai dorit să le faci și așa mai departe. Dar această carte, iată, vine să te asigure că poți să mergi înainte, că ai toată energia necesară de a face acele schimbări necesare în viața ta, sau de a apuca pe un anumit drum sau de a merge într-o anumită direcție pe care ți-o dorești pentru perioada imediat următoare. În acest filmuleț mi-am propus să vorbesc despre secretele lui sau secretele ei, și anume ce planuri are această persoană cu tine. Și vom vedea în cele ce urmează ce are în minte această persoană, ce vrea să facă referitor la această relație, referitor la tine. Și iată că urmează în etalare Regina de Spade. Această carte vine cu hotărâri tranșante din partea acestei persoane. Se pare că a stat și ea foarte mult pe gânduri și a reușit să ajungă la niște concluzii în legătură cu tine, în legătură cu această relație pe care o aveți de ceva timp. Unii poate de-abia ați început această relație, alții aveți această relație de ani buni de zile, și este posibil ca în această perioadă să aveți parte de așa, de o zonă de liniște, de lipsă de comunicare oarecum între voi, adică nu mai vorbiți cum vorbeați altă dată. Poate că intrați pe telefon sau pe Facebook și vă salutați și cam atâta. În rest, uitați unul de celălalt, nu prea vă mai dați atenție așa de multă. Dar să știți că asta nu înseamnă că persoana voastră nu se gândește la voi. Dimpotrivă, această persoană se gândește foarte mult la voi și se pare că are de gând chiar să-ți propună în cele ce urmează să vină cu o surpriză la tine. Poate că îți va propune o călătorie să faceți împreună sau să vă întâlniți oricum, un punct de întâlnire veți stabili împreună. Următoarea carte, iată, este Luna din Arcana Majoră. Această carte aduce în prim plan ideea acestui vis pe care îl împărtășiți împreună, un vis de care nu ați uitat niciunul, nici celălalt, chiar dacă nu este posibil să nu mai vorbiți atât de mult. Poate că este posibil să simțiți că ați consumat foarte mult această latură a conversației la depărtare și vreți să vă îndreptați spre ceva nou, spre o pagină nouă în relația voastră. Poate că un suflu nou l-ar da o nouă întâlnire între voi. Pentru aceia dintre voi care v-ați mai văzut, va fi o nouă întâlnire. Pentru aceia care nu v-ați văzut încă, va fi o întrevedere, o primă întrevedere între voi, plină de suspans
și plină de bucurie. Pe de altă parte, această carte, Luna, vorbește despre anumite secrete care e posibil să se afle în această perioadă. Și după cum v-am spus, persoana aceasta voastră pune la capăt, pune la cale o surpriză pentru tine și tu vei afla de această surpriză întâmplător, pur și simplu deschizând un anumit subiect prin mesaje și vei vedea că încet, încet această persoană se va da de gol. Îți va spune ce are de gând. Și este foarte bine că îți va spune, pentru că astfel îți poți pregăti și tu terenul. Următoarea carte în etalare, iată, este Moartea din Arcana Majoră. Această carte vorbește despre o perioadă destul de nefastă care a trecut pentru tine până acum. O perioadă în care nu prea ai avut de ce să te bucuri, nu prea ai avut cu ce să te lauzi în lume, alături de prietenii tăi sau alături de familia ta. Dar această perioadă, să știi că a luat sfârșit, s-a terminat pentru tine și începe, iată, o nouă etapă plină de lumină, plină de lucruri bune, care vin în sfârșit și pentru tine, pentru că destinul decide în aceste momente că și tu meriți să te bucuri de iubire, meriți să te bucuri de lucruri mult mai bune care au lipsit din peisajul tău până acum. Da. Următoarea carte în etalare, iată, este Nouăle de Spade. Această carte arată din nou această perioadă de îngrijorare de care ai avut parte, aproape că ai intrat în depresie până nu de mult. De ce? Pentru că această persoană a ta nu prea mai dădea niciun semn, nu prea mai arăta că vrea să vorbească cu tine sau că ar vrea să fie cu tine și tu ai intrat în depresie, ai început să te gândești că această persoană nu se mai gândește la tine, că are în minte pe altcineva, că vrea să terminați cu această relație și așa mai departe. Toate aceste gânduri negative, iată, te-au pus la pământ și nu te-au lăsat să dormi nici măcar noaptea, să te odihnești. Dar, într-un final, să știi că se va ajunge la transformare, după cum arată această carte, Turnul. Tu te vei transforma foarte mult în urma acestei perioade nefaste din viața ta. Și având în vedere cărțile anterioare, care sunt mult mai luminoase, vei afla că această persoană a ta te dorește, că vrea să vină în viața ta, că este alături de tine, indiferent dacă vorbește sau nu vorbește cu tine, că simte ceea ce tu ai pe suflet. Să vedem puțin cărțile, celelalte cărți. Patru de pentagrame, dragilor, alături de puterea. Această carte te arată echidistantă oarecum față de această relație în aceste clipe, în aceste momente. Oarecum se pare că în ultima perioadă tu ai fost cel care ai dat cel mai mult în această relație, ai oferit foarte mult din sentimentele tale pozitive, din gândurile tale bune și nu prea ai primit nimic în schimb. Dar iată că a sosit momentul în care să te bucuri și tu de atenția persoanei tale, pentru că aceasta se va revărsa din plin asupra ta și va veni cu vești bune, să știi, cu vești îmbucurătoare, cu surprize pentru tine.
Următoarea carte, iată zecele de pentagrame alături de regina de spade. Da, se pare că vine această persoană cu o decizie hotărătoare pe care o va lua vis-a-vis de tine, vis-a-vis de această relație și veți reuși să trăiți cât mai armonios posibil în acest parteneriat, pentru că va fi o relație de foarte bun augur. Veți reuși să faceți multe lucruri la care ați visat împreună și vă veți bucura de abundență, să știți, foarte mult, atât unul de o parte și celălalt de altă parte, cât și împreună în această relație. Veți reuși să ajungeți cu această relație la apogeu. Iată că luna vine la oaltă cu luna. Prin urmare, iată încă o dată ideea acestor secrete care merită să se afle în această perioadă. Dumneavoastră veți afla anumite secrete despre această persoană, nu numai ce gândește, dar și felul în care este în această perioadă și veți afla că este foarte ocupată, că și-a reluat activitatea și că își dorește foarte mult să creeze acel nivel de abundență în viața sa, în viața voastră, pentru că această persoană este și foarte darnică când vine vorba de tine. Ți-a tot făcut câte un cadou și în cele ce urmează nu se va opri nici atunci din a-ți face câte o surpriză. Următoarea carte, iată, este Echilibrul alături de moartea. Se pare că aveți nevoie de acest echilibru în viața voastră. Dacă unul dintre voi a cheltuit prea mult până acum, să știți că a sosit momentul în care va fi mult mai chibzuit sau mai chibzuită în ceea ce privește cheltuielile sale. De asemenea, dacă tu ai oferit foarte mult în ultima perioadă în această relație, iată că a sosit momentul în care te vei mai opri și vei aștepta și tu dovezi de iubire din partea acestei persoane pe care să le primești la rândul tău, după cum ai oferit până acum. Următoarea carte, iată, este foarte interesantă, dragii mei. Este Marele Preot alături de acest nouă de spade. Se pare că, în ciuda faptului că tu ți-ai făcut atâtea griji, că vă veți despărți, că te va lăsa, că nu veți mai fi împreună și așa mai departe, toate aceste gânduri negre care ți-au venit în perioada de dinainte, iată că vor fi înlocuite cu toată această lumină pe care o promite Marele Preot, cu această floare, crinul din mâinile sale, cu care vrea să binecuvânteze această relație pe care voi o aveți. Acest preot va binecuvânta cu atât mai mult această relație, cu cât voi doi vă veți da seama și veți realiza că vreți să fiți împreună, că vreți să pășiți alături unul de celălalt pe același drum. Și nimic nu vă va sta în cale. Următoarea carte, Zecele de spade alături de turnul. Aceste zece de spade arată că tu în trecut ai avut parte de multă suferință provocată de anumite persoane în viața ta. Probabil că la un moment dat ai cunoscut și alte persoane care nu erau deloc potrivite pentru tine și din această cauză ți-au creat această suferință enormă. Se pare că aceste persoane au lăsat în urmă asupra ta o anumită traumă și anumite frici cu care tu ai rămas.
Dar această traumă, iată că este înlocuită de această mare transformare pe care o anunță turnul și care anunță o nouă viziune din partea ta, dragul meu sau draga mea, o nouă perspectivă pe care o vei avea de acum înainte asupra vieții și asupra oamenilor, tocmai datorită acestei iubiri care înflorește între tine și această persoană. Este o iubire pură, o iubire neîntinată. Iată mesajul care vine din partea oracolului. Se pare că acest mesaj vorbește despre codependență. Se pare că dependențele îți afectează viața romantică. Da, oricât de mult v-ați iubi, dragilor, să nu uităm să lăsăm și acea marjă de libertate celeilalte persoane în viața noastră, deoarece este foarte importantă libertatea chiar și în relație și să nu creăm aceste dependențe atât de nocive în viața noastră. Cam asta a fost, dragilor, etalarea pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!